Da, suntem aici pentru a marca lansarea Festivalului de Dezvoltare Urbană Urban Fest Bucharest 2015. Este prima acțiune de genul acesta pe care o organizăm, o acțiune organizată de reprezentanța Comisiei Europene în România, sub înaltul patronaj al Comisarului European Corina Crețu. În aceste câteva zile de festival vom avea două conferințe. Am început astăzi cu o conferință despre planurile de mobilitate urbană, adică cum ne deplasăm în orașe astfel încât acestea să rămână un mediu plăcut traiului. Vineri vom avea o conferință Blue-Green despre rolul râurilor în regenerarea urbană a orașelor, iar în weekend vom avea un târg de activare urbană, unde alături de mai multe ONG-uri active vom încerca să discutăm, să vedem cam care ar fi soluțiile cele mai bune de dezvoltare a Bucureștiului și de punere în valoare a râului Dâmbovița. În toată această perioadă avem și un peștișor de aur care promite să îndeplinească trei dorințe. Mai întâi vom afla care sunt aceste dorințe din partea cetățenilor bucureștilor, iar apoi în weekend le vom discuta, vom vedea ce se poate face, cum, când și cu ce resurse. Desigur, Comisia Europeană rămâne ca întotdeauna un aliat al dezvoltării urbane, al proiectelor care să împrietenească economia cu mediul înconjurător și care să ajute cetățenii să se apropie cât mai mult de procesul decizional care le influențează viața de zi cu zi. Închiderea Urban Fest va avea loc duminică la 5:30. Vom pleca într-o paradă, să zicem, a deplasării durabile de la Biblioteca Națională a României, din zona aceea râului Dâmbovița, către Delta Văcărești. Cum vedeți dumneavoastră îmbunătățirea râului, astfel încât să fie un punct de atracție pentru bucureșteni? Eu o să mă abțin foarte tare să fac eu recomandări, tocmai asta vrem, pe de o parte să aflăm de la cetățeni ce își doresc ei, pe de altă parte de la experți, pentru că în aceste conferințe aducem atât experți locali din România, cât și experți din alte state membre ale Uniunii Europene, care și-au pus aceeași întrebare și au găsit niște soluții interesante. Cum vedeți râul Dâmbovița? Îl văd foarte rar, pentru că el este ascuns, de fapt, destul de bine de trafic. Dacă observați și acum, ceea ce auzim în jurul nostru sunt claxoanele și scrâșnetul frânelor. Ce îmi doresc însă este să-l văd ca pe un loc de recreere, pe un loc în care să ne simțim bine și să ne relaxăm. Cum vor ajunge proiecte de dezvoltare? Da, noi avem deja prevăzute prin fondurile europene, fonduri de dezvoltare urbană, de regenerare urbană, de peste 1 miliard de euro pentru perioada 2014-2020. Dar vrem ca aceste fonduri să fie folosite cât mai bine și cât mai aproape de așteptările cetățenilor. De aceea ne folosim de acest festival de dezvoltare urbană, inclusiv pentru a afla de la cetățeni ce își doresc și ei. Ajunge dorințele cetățenilor să se transforme în politici publice efective, pentru că despre Dâmbovița navigabilă se discută de ceva vreme. Tocmai prin aceste dezbateri pe care le organizăm pe perioada weekendului la Biblioteca Națională din zona podului Unirii și acolo am invitat și experți, dar și factori de decizie din instituțiile statului, în speranța că aceștia vor găsi la rândul lor o sursă de inspirație din ceea ce ne vor spune cetățenii în această săptămână. Cum credeți că veți ajunge la ideea de Smart City? Că vom ajunge cine? Eu reprezint Comisia Europeană.
este o încercare nu numai pentru București, nu numai pentru orașele din România, ci pentru orașele din întreaga Uniune Europeană. Ne dorim orașe inteligente care să răspundă atât considerentelor de dezvoltare economică, cât și celor de protecție a mediului și de creare a unui mediu cât mai prietenos cu cetățeanul. Pentru că dacă ne uităm un pic la felul în care se dezvoltă acum unele centre urbane, acestea mai degrabă alungă cetățeanul în casă, vrei să te refugiezi în casa ta ca să scapi de presiunea orașului, ori frumos ar fi să ieși în oraș ca să te simți bine, să te întâlnești cu prietenii și să te relaxezi, de exemplu, după o zi de muncă. Ce vom face? Ceea ce încercăm de 3 ani, să facem pe Dâmbovița, să atragem publicul și mai ales bucureștenii către Dâmbovița, către mișcare, către natură. Ce-i mai frumos decât mișcarea în natură? Și bucureștenii nu prea au acest lucru, deși avem această Dâmbovița care, zic eu, că ar putea să devină cel mai mare aparat de aer condiționat natural. Începând cu lacul Mureș și încheiind cu Delta Văcărești. Important e că am ajuns la acest festival și că au venit mai mulți oameni alături de noi. Asta înseamnă că începe să aibă un eco și sunt convins că după această săptămână cei care răspund de aceste lucruri vor avea posibilitatea să aleagă o soluție cât mai bună. Ce va fi cu peștișorul de aur? Peștișorul de aur orice cetățean va avea de spus cele 3 dorințe despre Dâmbovița, cum o văd ei Dâmbovița pe viitor. Și probabil că după ce vom termina, cei care vor face acest lucru vor avea un model ceea ce doresc bucureștenii.